Salutare și bun revenit la un nou episod de vlog. Mă aflu aici cu echipa din drumuri, cu Adi, cu Emil, cu restul băieților. Și am venit la Gedo. Am schimbat puțin peisajul pentru că vreau ca băieții să vadă alte aparate cu altă biomecanică. Mie îmi plac foarte mult aparatele de aici. Sunt colecția veche, Adi se percepe mult mai bine la aparate pe care sală. Sunt colecția anilor 80-90. Curse extrem de bune, compuneri de forțe, setări de toate felurile. O să vă explicăm mai multe despre chestia asta. Până una alta, aș vrea să ne luăm pre-workout-urile cu steam sau fără steam. Steam înseamnă stimulant, înseamnă cafeină. Pentru că este târziu, este ora 8 și 6 minute. Urmează să dormim pe la ora 12, probabil, în speranța că vom dormi. Așa că fie care alege pentru el. Emil, cafeină sau fără? Cafeină, ăsta am deja, l-am în shaker. Așa? Exact, ăsta și vreau și ceva cafeină. Cât? 150 ai zis, nu? Da. O cupă. Haideți că double. Două. N-are betalanină, betalanină dacă vrei citulină de aici. Nu. Deci fără ești ok cu chestia asta. Asta e pentru focus, pentru gameri. Exact. Dar gamerii n-au nevoie de pompare, așa că nu i-a băgat factor de pompare, i-a băgat de focus și cafeină. Rock your body, Marius. Ce urmează să facem decât rock your body? Hai să băgăm picioarele alea nebune. Bun, începem cu gambe, cu ridicări pe vârfuri din șezut. Vom continua cu un aparat pe care cel mai probabil nu l-ați mai văzut în afara story-urilor mele, dacă le-ați urmărit. Și vom continua cu ce vorbeți. Pe mural, quadriceps, ei decid. Suntem într-o sală nouă pentru ei, așa că trebuie să-și exprime creativitatea. Ei vor decide, deci hai să vedem cum decurge aparatul ăsta prima dată. Adi are cele mai mari gambe din lume. Chiar nu pot să judec pe nimeni, sau hai să fie aproape pe nimeni. Acum 15 ani credeam că știu despre culturism. S-a dovedit că nu e așa, drept dovadă și multiplele mele accidentări. Însă ceea ce am învățat în ultimii 5-6 ani, cu adevărat, despre culturism a fost că este foarte important să creezi acea conexiune mentală. Americanii spun mind-muscle connection. Noi îi spunem pur și simplu să simți mușchiul. Și așa este. Dar ca să simți mușchiul este atât de greu, implică atât de multă experiență și atât de mult feedback de la corpul tău pe care trebuie și trebuie să poți să-l interpretezi, încât foarte puțin poți să faci acest lucru. Este foarte greu. Acest lucru vine doar cu experiența. Deci văd execuții, nu neapărat greșite, dar le văd că se fac așa, automatic, cumva. E un automatism, te gândești la altceva, ai făcut 10-15 repetări de fluturare, ai făcut 10-15 și ești cu gândul că nu ți-ai plătit rata sau eu știu că te așteaptă prietena ta la întâlnire. E greu să obții de la fiecare repetare, de la fiecare exercițiu, acel 100% dacă tu nu poți să faci acea conexiune cu mușchiul. Repet, se poate face doar cu greutate controlată, niciodată cu greutăți mari. Tot ce este sub 10 repetări nu cred că poate să permită conexiunea aia adevărată între minte și mușchi. A fost Călin de la Body Rehab la mine astăzi și mi-a băgat tace peste tot. Mi-a făcut masajele alea, nu știu cum se nimerește. Că înainte să filmez cu băieții, am parte de o tortură terapie de genul ăsta. Te lasă cu niște dureri după, un fel de febră musculară. Și mă mir că antrenamentul merge în continuare super bine, el mi-a zis. Și că din momentul în care face terapia asta până te duci la sală, lasă să treacă niște ore. Și așa am și făcut. Prima și prima dată când am făcut chestia asta, am avut o pompare și am mers un antrenament extraordinar. Și sper că la fel va fi și data asta. Până acum 10 din 10. În momentul în care îmi făcea, am zis nu mai mă mișc de aici, nu o să mai pot să merg, culmea, chiar performanță. Hai să vedem mai departe un aparat unic. Ia fiți atenți. Nautilus, făcut de Arthur Jones, care este un personaj controversat în istoria culturismului, dar care a făcut un experiment extrem de reușit și de faimos, experimentul Colorado cu Casey Viator. L-am citit acum 20 de ani. M-a inspirat să încerc pentru prima dată, că nu exista conceptul de așa ceva în fitness-ul românesc, să fac full body. Singura dată când am făcut full body, cu o frecvență de 3 ori pe săptămână, ce se face acum pentru începători, l-am încercat atunci și mi-a plăcut extrem de mult. Cred că n-am arătat niciodată pe natural mai bine decât am arătat în perioada aia. Studiați-l pe Arthur Jones și citiți despre experimentul Colorado, este super, super, super interesant. Foarte tare. Cred că e din prima generație de Nautilus, la inventate de Arthur Jones. Glumesc, dar oricum e
foarte bun. N-am mai lucrat pe așa ceva până acum. Le-am făcut parțiale până a rămas cursa de 2 cm. La aparatul ăsta tensiune pe prima parte a mișcării nu prea există, dar există pe contracție, pe partea de scurtare, adică unde gamba e contractată practic. E mult, multă tensiune aici, că acum încercăm să punem tensiune pe partea asta. Fix ce face ea din momentul în care vorbim. Deci vă arătăm și aparatul numărul 3 de gambe. Arde. Uite cum arde. Dăm semnale cu fum să ne vezi de departe. Genial, foarte bun aparatul. O singură dată am mai lucrat cu un aparat ăsta, Constanța, dar foarte, foarte bun. Am trecut la coapse, extensii, unilateral. Nu mai exagerăm cu greutățile. La mine e ultimul antrenament de picioare, de coapse, de fapt, că voi mai lucra femural și fesier zilele următoare. Mergem pe repetări multe, pompare bună, tensiune și deja cred că se vede. După, a fost a doua serie și mă simt pompat de parcă am făcut tot antrenament. Ce urmează acum? Am zis să facem ceva standardizat, adică dacă tot ne antrenăm împreună, la fiecare greutate să încercăm să lovim cu toții același număr de repetări. Și am întrebat câte se face, 15, 20, 25, adică 30. Primul care a întrebat, bravo mie, ce să zic, hai să-i dăm drum. Nu trebuia să fac asta, trebuia să tac, mai bine. Am făcut 30. N-aveți idee cum arde, deci e îngrozitor. Dar plăcut în același timp. Nu știu cum. Tu ai zis 30, nu? Eu. Nu știam ce vorbesc. Foarte bun de crossfit. Și am făcut 30. Pulsul e 98. E bine, nu e rău. E bine. Bine, nu? Ai făcut 30? 32. Challenge accepted. Avem un câștigător, Emil, 32. Funny. Tare. Secretul? Să-i lași pe primii dinainte să vezi cât poți să facă și te ambiționezi foarte tare să mi-ai bat una, două, chiar dacă nu erau complete. Sunt două prese foarte interesante, cred că le vom face pe amândouă, că n-are sens să nu. Cred că vom începe cu asta. Presa asta e o presă pe cablu, care își modifică poziția pentru lungimea picioarelor, merge dată mai față sau mai spate. Platforma e fixă, suportul sunt fix, dar mai avem o presă cu 4 setări pe care o vom încerca după. Iar ne-a dat challenge. Cât a făcut? 30. 30. Stai aici cel mai... Nu cred că am mințit. Nu, chiar 40 am făcut. Ăsta-i nivelul. Ăsta-i drumul.
Știi câte repetări am făcut în mine? Nu. 40. Uai de cap, mă. Cred că băieții se antrenează mult mai tare decât mine la picioare, în mod normal. Eu de obicei fac două exerciții, fac o extensie și o presă. Și de când vin aici la sală, într-adevăr, trag de mine un pic mai tare. Dar la complexul unde mă antrenez, sunt două prese de la Technogym și eu nu prea sunt fan Technogym. Și nu le simt cum trebuie. Și motiv pentru care, cine știe, m-am și menajat între timp. Dar asta e wake-up call, e trezește de la realitate și trage de tine un pic mai tare. De fiecare dată când am făcut picioare cu ei, băieții duc greutăți mai multe sau se vede că au altă toleranță la durere eventual. Motivaționat să trag și eu de mine și peste ceva timp să refacem antrenamentele astea și să fiu mai acolo, mai aproape cu ei. Bine, nu vreau să fie o scuză, dar Adi are peste mine cât 15 kg, cel puțin, pe acolo. Și Emil are 10. Da, poate contează un pic chestia asta, mă gândesc, nu știu dacă contează sau nu, dar cât ai făcut Adi? 25. 25. Știi cât a făcut Emil la presa aceea? 40? 40. Păi, dar mergeam 50. Trebuia să le forțez. Și era gen ultima serie. Cred că nu mai făceam altceva. Nu știu dacă arde, pentru că sunt super pompat de la masajul de mai devreme, pentru că a trecut mult timp să-mi refăcut, pentru că pre-workout, pentru că hype cu băieții, pentru că aparate, nu știu, poate o combinație de 2, 3, 4, 5 sau una sau niciuna. Dar merge extraordinar de bine și cred că lucrul ăsta pot confirma și băieții. Extraordinar de bine. Asta e secretul la picioare, să bași cât de multe repetări? Nu pot să afirm în cazul tuturor celor care se antrenează în lumea asta că asta este soluția 100% perfectă. Doar că tot ce pot să vă spun eu la 45 de ani acum pe care am și vreo 30 de fiare, doar câțiva culturism, eu am început să progresez foarte bine și fără accidentări, atenție, foarte important, doar în momentul în care am realizat că nu greutatea mare este cea care te face mare. Repet, poate sunt cazuri, știu că sunt, dar destul de puține, încât să poți să progresezi fără să te accidentezi. Pentru noi, oarecum ceilalți, muritorii oarecum de rând, trebuie să ne muncim cu repetări multe, seturi fără pauză, seturi compuse, seturi descrescătoare. În momentul în care vezi că nu mai progresezi, nu poți să faci mereu același lucru așteptând rezultate diferite. Da, asta este definiția unui om nebun. Cred că e foarte important să aduci varietate, este foarte important să-ți setezi niște limite și să lucrezi progresiv, dacă nu-ți urmărești progresul pe caiet, să lucrezi efectiv, să încerci să crești greutățile în timp, dar nu numai asta să urmărești, de nu scopul să fie creșterea greutăților, ci depășirea, măcar pe unei repetări sau două repetări, a antrenamentului de dinainte. Dacă poți să faci asta, ești pe calea cea bună, înseamnă că te-ai recuperat suficient între antrenamente, înseamnă că ceea ce mănânci este suficient, înseamnă că te odihnești suficient de bine și există progres. Oricât de mic ar fi el, există progres. Când nu se mai întâmplă nimic, trebuie regândit absolut tot programul, trebuie să vezi unde sunt punctele slabe și de acolo să încerci să reconstruiești. Nu e periculos să faci un singur picior? Dacă ești încălzit bine și îți alegi greutatea optimă, nu e deloc. Bine, este foarte important aici să păstrezi cursa cât mai controlată. Pentru că e foarte ușor să sară ligamentele, să sară meniscul, dacă pui o greutate mare și încerci să faci din inerție. Eu aici, să zic, am forțat un pic, pentru că am păstrat aceeași greutate cu care am făcut cu ambele picioare. Mă rog, era ușoară, să zic, pentru ambele. Cumva am putut să o controlez destul de bine, dar recomandarea mea ar fi ca atunci când lucrați unilateral, să păstrați o greutate medie spre mică, să vă axați foarte, foarte mult pe controlul cursei pe toată perioada execuției, de la prima până la ultima repetare. Sub nicio formă să nu încercați repetări vișate din inerție. E un risc foarte mare pentru ligamentele genunchiului. Am mai pus 20 de kg. Nu pot să stau din jos măcar. Da, ne-am distrus. Arde, arde rodul tot. Aș mai face o serie, deci să vă mint, cu toată crasura asta. Până aceeași notă pot să spun că am să măresc greutatea puțin, că văd că băieții ăștia... Da, o să cresc eu acum. Uitați ce v-am spus mai devreme. Deci de repetări totuși, da? Deci pomparea, nu știu de unde este, că am vreo 50-60 de grame de carbohidrat toată ziua, probabil de la zilele anterioare, unde a mai rămas ceva în rezervor. Rar să mă simt așa la picioare. Cred că este vorba și de faptul că mă întrec cu băieții și scoatem tot ce e mai bun din noi, că încercăm fiecare să batem recordul celuilalt. Un antrenament bun, ce să zic. Foarte bun aparat, îmi plac. Mă așteptam să le placă, de-aia am și adus aici, pentru că eu am rămas șocat prima dată când am avut de-a face cu sala asta, care e la 3 blocuri de bloc unde am copilărit și am descoperit-o abia acum 2 ani de zile. După ultimul concurs, adică după, n-am fost în pregătire pentru concurs, iarăși
ocazia ratată din păcate, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Nu știu câte repetări a făcut Adi. 20 cu 100, câte? 200. Ale pus pe toate, ce 100, 200. Mamă, nu mă bag în joacă asta, dar 160 pun. 120, 160. Merge. Și la 160 trebuie să fac 15, ca să fiu cool, să fiu cool cu băieții gen. Deci s-au făcut 20 cu 200, 20 cu 160, tu? Toată sunt doar 200, atâta pune, ce să facem? Unul pe acolo. Da? Vreau, îmi pare rău de recordul tău, dar a trebuit să-l, o să mă răzbun. 31 sau 32? Cu 200. Mai pun pe ea un pic. Ce fac și eu. Era sigur că se facă de astea. Între timp, Emilia a spart recordul. Câte? 32. 200. Vai de cap. Nu, eu am pus înapoi puțin. Vreau să cobor cât se poate de jos tălpile. Dacă fac mișcarea asta, e mișcarea scurtă și nu lucrează foarte mult quadricepsul. Dacă plec de aici, uitați câtă extensie trebuie să fac. Deci altfel arată mișcarea. Și dacă încerc să pun jos, cu atât mai mult. An de zile am lucrat cu ceva, m-a arătat ca prima mișcare. Mă bazam mult mai mult pe aductor și pe femural și quadricepsul a luat loc cu secund. De asta probabil nici mai sunt atât de bun la mișcările astea. Revin, durerile de genunchi m-au făcut să mă adaptez. Alternativa era să fac peste durere, să mă accentez și mai tare și la un moment dat să nu mai fac deloc. Așa că profit de momentul ăsta unde nu prea mă doare nimic, deși am grijă, și o să încerc să progresez cumva treptat greutățile încât să ajung iar la niște greutăți respectabile, care momentan mi se pare că sunt destul de departe. Nu știu dacă e momentul potrivit să fac asta în pregătire, dar la un moment dat, cândva, o voi face. S-a dus, e la revedere. Ca regina. Data viitoare. După cum ați văzut, eu și Adi ne dăm așa câte un challenge la anumite exerciții, de fapt am luat toate. Nu neapărat pe față, ca să zic așa, la fiecare antrenament. Pentru mine a fost cumva o provocare să o simt cât mai aproape de el și cu greutățile și cu repetările. Apoi el, dacă vede că ajung în zona lui, e tentat să facă și el mai mult următoarea serie sau următorul antrenament și asta ne-a ajutat amândoi să progresăm foarte mult, eu anul trecut, dar mai ales anul ăsta. Și recomandarea mea ar fi, pe cât posibil, să vă antrenați cu un partener care să fie apropiat de nivelul vostru și de fiecare dată să vă provocați. La modul să luați doar ce e util din chestia asta, fără să exagerați cu greutățile în special sau de dragul câtorva repetări în plus să sacrificați forma execuției. Totul în limitele corectitudinii. Chiar dacă unul dintre voi e mai puternic, celălalt să încerce să ajungă în zona lui cu repetările, cu greutățile. Cel mai puternic la fel, când a văzut că partenerului s-a apropiat de el și cu greutatea și cu repetările să încerce următoarea serie sau la următorul antrenament. Și vă garantez că 100% veți progresa. Bineînțeles și ceilalți factori, recuperarea, alimentația, să fie pe măsură. Challenge-ul ar trebui să fie doar în sală, ar trebui să vi-l dați pe toate planurile. Să vă alimentați cât mai corect, să vă odihniți cât mai bine, să le faceți pe toate cât mai aproape de 100%. Asta e de fapt secretul, nu doar la întrebarea care e mai important, alimentația, antrenamentul. Foarte importante toate, cât le faci cât mai bine pe toate, cu atât progresul va fi mai mare. Super exercițiu pentru femural. Vă duceți într-o sală și nu aveți aparat de femural și vreți să faceți ceva nou care să vă producă febră, pur și simplu transformați aparatul de extensii, da, acela pentru quadriceps, vă puneți invers la el și băgați piciorul pe după burete și practic îl transformați într-un exercițiu vertical de flexii. Foarte, foarte bună idee. Partea superioară a coapsei, da? Și genunchiul trebuie să vină sub dunga scaunului. Da? Exact așa. Dacă puneți genunchiul aici, o să riscați să vă accidentați foarte, foarte tare. Deci rotula sub marginea scaunului. Asta a fost tipsul zilei.
să vi se pare ciudat, dar cel mai mult mă interesează pregătirea asta. Fesieri. Dacă sunt suficient de uscat pe fesieri, dacă am pielea așa, pe fesieri, e improbabil spus că știi ce vreau eu, că nu știi ce vreau eu. Da, am 99% șansă să mă clasez mult mai bine decât să am restul grupelor în formă și fesierii să fie atupați. Deci e prioritate și o să încerc momentan să mă antrenez încât mușchii ăștia să capete tonus, să fie antrenați, să fie cât se poate de rotunzi și în momentul în care eu o să am pielea cât se poate subțire, să am un extra detaliu pe ei. Și locul 2 după fesieri, evident, spatele. Mi-am propus foarte serios să câștig pozițiile din spate. Nu pentru că aș avea un spate foarte mare sau foarte gros sau foarte lat sau o structură extraordinară, dar știu din trecut că pot câștiga prin detalii. Au fost concursuri unde din față nu eram neapărat în cărți, adică eram, mă băteam, dar când m-am întors cu spatele a fost game over. Asta presupune să fii în cea mai bună formă posibilă, pentru că foarte multă lume, ne ducând dieta până la capăt, nu vine cu fesier, femural și cu spatele în formă. Și ăla e atul cu care poți să jonglezi și e o chestie care ține de tine, pur și simplu. Mușchii, dezvoltarea, mărimea, forma, inserțiile, structura, asta nu ține de tine, dar forma ține cu adevărat de tine și acolo e vorba de muncă. Și asta am de gând să fac. Să vedem dacă reușesc să compensez în fața altora mai dotat genetic și mai estetic și mai frumoși, pentru că am văzut oameni care aveau și corpuri extraordinare la Olimpia Amator. Oameni care cel mai probabil vor încerca să-și ia din nou cardul pro în noiembrie. Vedem. Sunt atât de multe finețuri, sunt atât de multe poziții și de internal cues, să te gândești la anumite mișcări pe care le poți face și chestia asta face toată diferența. Din exterior poate arăta la fel, dar la interior, dacă știi exact cum să privești mișcarea asta, cum să împingi bazinul spre înainte sau să îl duci spre înapoi, să te gândești ce să faci cu tălpile, cu genunchii, cu coapsa, poți transforma exercițiul ăsta dintr-unul nereușit într-unul extrem de reușit. Dar ține de voi, trial and error, experiență și lucrați cu feedback-ul corpului vostru, pentru că suntem destul de diferiți și chiar dacă din exterior lucrurile pot arăta bine, asta înseamnă cam un 80%, dar dacă reușești să scoți maxim și din indiciile de care ții cont la interior, scoți 100%. Mi-a plăcut și îmi place foarte mult, m-am uitat pe filmulețele de la concurs, m-am uitat pe poze, mi s-a părut că am arătat puțin mai bine a doua zi la naționale. Sincer, cred că am devenit un pic dependent de forma pe care am avut-o. Încerc să o mențin cât pot de mult, să fiu undeva acolo la 85-90% din forma de pe scenă. Nu am dorințe bizare referitor la mâncare, să mănânc dulciuri, să scap un mese din ăsta copioase care nu știu mai au sensul, râuri de grăsime și de... Nu.
sincer am poftit la niște paste și de atunci vreau să spun că mănânc în continuare foarte corect, am zile de low în continuare. Nu atât de drastice și nu atât de multe, aveam vreo 3-4 în pregătirea pentru concurs, cel puțin în ultima lună așa am mers toată luna. Acum am una, două, a treia zi mă încarc cu ceva carbohidrați, nu foarte mult. La un moment dat am sărit puțin pe cântar, cred că am fost un pic prea zelos cu mesele într-o seară și am consumat și două pahare de vin, dar tot a fost ok după aceea, pentru că după două zile am ajuns la greutatea normală, corectă. Am 95 acum, 94-95, aici mă joc și nu vreau să depășesc, vreau să-mi, cel puțin să-mi păstrez condiția. Nu pot să mănânc în oraș în continuare pentru că nu pot să controlez cu adevărat exact ce se pune în mâncarea care îmi vine și nu prea am ce să comand. Trebuie în continuare să-mi gătesc, mesele sunt calculate, în continuare sunt foarte grijuliu cu caloriile. Îmi păstrez forma pentru că este posibil, după cum spuneam și în episodul trecut, sper să pot să concurez la încă un concurs anul acesta. Să sperăm că o să iasă planul ăsta al meu, dar momentan nu mai ține de mine. Tot ce pot să fac este să mențin forma. Am o formă bună, mă satisface și sper să nu-mi pierd drive-ul, dar nu cred că se va întâmpla, că îmi place foarte mult cum arăt, am energie, mai ales astăzi, paradoxal, am avut o zi destul de joasă cu carbohidrații și a mers extraordinar de bine antrenamentul. Probabil că au fost și alți factori în joc, după cum spuneam, am schimbat sala, am schimbat aparatele, băieții au fost cu mine aici și ne-am dat obligatea. Sunt bine, mă odihnesc, ceea ce este foarte bine, sunt niște indicatori. Când totul merge bine, te odihnești, te trezești destul de odihnit, dacă te și hidratezi în timpul zilei și nu ai sincope din astea cu mâncarea și cu, eu știu, cu apa, nu ar trebui să te simți foarte obosit pe parcursul zilei, nici măcar atunci când ești low. Momentan atât. Sper să vă dau vești mai bune în episodul următor. Vreau să vă povestesc ce experiment am făcut în weekend și zilele astea luni și marți. Am vrut să fac așa ca o simulare pentru săptămâna dinainte de concurs. Ideea e că am făcut o chestie un pic diferită față de ce făceam până acum. La modul că, pe lângă încărcarea cu carbohidrați, am făcut și o încărcare cu grăsimi. Studiind chestia asta de a optimiza forma, pentru a te prezenta pe scenă într-o formă cât mai bună, pentru că am observat că de fiecare dată când făceam sau după o încărcare cu carbohidrați, în ziua concursului, parcă nu e pomparea aia și toată lumea se plânge de asta, că nu simți aceeași chestie ca într-o zi obișnuită, chiar și în momentul în care te încălzești pentru scenă, nu simți o pompare ca aceea de la antrenament. Cumva e normal pentru că restricționezi apa, probabil, eu știu, stresul acumulat. Pe lângă ce am observat legat de chestia asta, mare parte din glicogenul stocat în urma încărcării pur și simplu se pierde, este ars pe energia pe care o consumăm pentru activitățile zilnice. Și pentru a păstra cât mai bine un volum muscular, am încercat să fac, înainte de încărcarea cu carbohidrați, să fac o încărcare cu grăsimi de câteva zile. Și pentru asta, mă rog, am mai încercat și anul trecut ceva, dar nu mi-a ieșit foarte bine și mi-am dat seama că am greșit cumva la cantități, pentru că am folosit o cantitate relativ mică de grăsime și de data asta am vrut să văd unde e limita maximă pe care o tolerez, adică fără să mi se facă rău, fără să fac diaree, pentru că am observat că mulți oameni când consumă o cantitate mare de grăsimi au probleme apoi cu stomacul sau cu bila. Ideea e că la mine încărcarea cu grăsimi a durat 3 zile. Am făcut vineri, sâmbătă și duminică. Deci vineri am avut 300 de grame de proteină, 170 de grame de grăsime și am avut și 170 de grame de carbo, pentru că am făcut antrenament de dimineață. După antrenament am avut o masă de carbohidrați, cam 120 de grame de orez fiert și de fapt ei au fost toți carbohidrații sursă directă, restul s-au adunat din alte surse. Sursele indirecte din ziua respectivă care au mai conținut carbohidrații, gen legumele,
untul de migdale pe care l-am consumat, nuci de Brazilia, cam astea au fost sursele, avocado. Sâmbătă am vrut să joc un pic mai agresiv și am menținut proteina tot la 300 de grame, grăsimile le-am urcat până la 300 de grame, carbohidrați fără sursă direct. S-au adunat tot așa, 50-60 de grame. Am avut undeva la 4100 de calorii. Vineri am avut 3400 de calorii. Duminică am repetat cam același lucru ce am făcut sâmbătă. Proteina tot 300, grăsimile tot 300, de fapt am avut 300 și un pic, dar așa mi le-am notat eu, pentru că nici nu mai contează 10-15 grame plus minus. Carbohidrații la fel, fără sursă directă, tot la fel, 4200-4300 de calorii. Aici am simțit, duminică seară, când am terminat cu ultima masă grăsime, am simțit că sunt full. Tot ce aș mai fi mâncat în plus grăsime, simțeam că dăteam, gen, mi s-ar fi făcut rău. Și am considerat că trebuie să mă opresc. Luni am început să fac încărcarea cu carbohidrați. Am fost întâi la sală, am făcut un antrenament de upper body, m-am pompat bine, ca să creez, să zic așa, un mediu cât mai propice pentru stocarea carbohidraților. Inițial îmi propusesem o încărcare normală, cum am făcut de obicei în ultimele pregătiri, undeva la 8-900 de grame de carbohidrați. Ideea e că mi-am plănuit și niște mese cu anumite alimente pe care aveam poftă să le mănânc. Adică nefiind chiar încărcarea aia dinainte de concurs, unde trebuie să stau cât mai strict cu să mănânc doar ce îmi stabilesc, am mai mâncat și niște fructe, niște struguri, griș, orez fiert, orez instant. Cam astea au fost sursele. Ideea e că m-am dus până la 1300 de grame de carbohidrați. Toată cantitatea asta am băgat-o în 12 ore. De pe la ora 11:30 ziua până, mă rog, n-au fost 12, au fost 13. Am terminat la 12:30 de mâncat. Ideea e că nu m-am simțit niciodată, cred că nici după vreun antrenament, atât de full de pompat. Bineînțeles că talia nu mai era ce trebuia să ia în departe. A doua zi de dimineață, la fel, m-am trezit cu cel mai bun tonus posibil. În continuare, destul de balonat. Forma nu era cea mai bună, dar experimentul meu nu a constat neapărat în a avea forma de scenă, pentru că nu am făcut controlul apei și controlul sodiului, adică încărcarea a fost făcută cu sare multă, apă multă, sau nu o cantitate anume, pur și simplu am băut apă și am pus sare pe fiecare masă, cum pun în mod normal. Am continuat și a doua zi, adică, mă rog, ieri, marți, cu încărcarea cu carbo. De data asta mult mai puțin, mă rog, au fost 800 de grame, dar mult mai puțin ca în prima zi. Iar astăzi, miercuri, am avut o zi de corecție în care am stat low carb, fără sursă directă de carbohidrați. Grăsimea la fel relativ jos, am mâncat doar niște avocado și vreau să zic că forma s-a îmbunătățit foarte, foarte mult. Cea mai bună formă am avut-o astăzi de dimineață, dar anticipez că va fi mâine. Ieri seară aveam așa o stare proastă, pentru că mi se părea că am tras destul de mult apă, și din formă eram cumva, parcă îmi părea rău că am făcut toată chestia asta, dar partea bună care a fost că am filmat în fiecare dimineață forma și când am revăzut filmările din fiecare zi, forma a fost de departe foarte, foarte bună, mai ales pomparea. Concluzia e că experimentul a fost, acum cum îl văd acum, de departe foarte reușit, din care am învățat niște lucruri foarte importante care cred că mă vor ajuta 100% pentru concursuri. Momentan m-a interesat să văd cât de bine mă încarc și cât de bine mă pot pompa la antrenament. După cum ați văzut, astăzi am lucrat picioare și cred că n-am mai simțit de mult așa pomparea. Efectiv mi se blocau mușchii, simțeam ligamentele blocate, de-abia puteam să merg. Culmea că și trenul superior a rămas foarte bine pompat, ceea ce înseamnă că a fost ce trebuie. Dacă fac o încărcare obișnuită de o zi, două, cu carbohidrați, chiar și cu cantități mari,
Pomparea dispare destul de repede. După o zi de low carb, și mai ales dacă lucrez picioare, pe partea de sus mă simt plat ca o clătită. Dar astăzi, surprinzător, m-am simțit super, super bine. Am făcut câteva poziții și, mă rog, sunt și eu curios cum s-au văzut, dar pe ansamblu mă simt super ok și chiar mă bucur că am făcut experimentul ăsta. Rămâne de văzut acum cum va fi pe scenă. Până atunci, oricum, nu mai foarte mult, dar sper să mai îmbunătățesc forma și să iasă ce trebuie. Deci, în ce mă privește pe mine, ăsta a fost antrenamentul cu numărul 2 de azi. Am fost dimineața la sală și am făcut umeri trapez și n-am mers cardio, din păcate, am făcut doar 50 de calorii, m-am dus acasă. Am băgat până la ora asta 1200 de calorii, ceva de genul, dar foarte multă proteină, în jur de 150 de grame, ceva de genul, în fine. Mai am în seara asta o masă, paste proteice de la Jim Beam, ar veni vreo 50 de grame de proteină. Da, se cam termină caloriile, pe la vreo 1700 stau. După care, mâine voi începe încărcarea, data trecută a fost acum 5 zile încărcarea, a fost sâmbătă. Și mi-am propus 4000 de calorii, mi-am structurat 500 de grame de cartofi la o masă cu proteina jos și grăsimile extrem de jos și am reușit primele două mese, după care n-am mai reușit. Am folosit unt de arahid de pudră, care mai puține grăsime, are 12 și are proteină 50 în loc de 20 ceva cât au arahidele și în loc de 600 de calorii are 460 ceva de gen. Și am luat banană și am băgat în unt de arahid de pudră și nu m-am lăsat până n-am terminat borcanul, care avea 180 de grame și la încărcarea de dinainte am mâncat jumate și la asta jumate, după care nu mai știu ce am făcut. Oricum, mult, la masă i-am dat multe calorii, vreo 1500 și deja aveam, nu știu, vreo 2500 de calorii din 3 mese și eram la ora 2 abia, ceva de genul. Mi-am luat niște curmale și am mâncat curmale de vreo 900 de calorii, adică iar și am scăpat rău de tot în ele și la sfârșitul zilei nici n-am mai ținut cont, că m-a stricat cu o înghețată un Ben & Jerry Netflix & Chill, care e vegan evident, și o pungă de chipsuri. Astea au fost junk-urile, dar în schema mare a lucrurilor destul de puțin și ultima masă seara, adică momentul în care foloseam grăsimi la ultima masă, să zicem că nu e dracu chiar atât de negru, pentru că am reușit să mă încarc cu carbo simplu, mă rog, carbo în prima parte a zilei. Dar 6500 calorii la per total în ziua respectivă, a doua zi m-am trezit transformat. Eram alt om, arătam, nu ținusem foarte multă apă, ba din contră, cred că aveam cam aceeași greutate. Nu, aveam un kil în plus, ceea ce în termeni culturistici e o încărcare extrem de reușită, să ai doar un kil de apă în plus, care probabil s-ar fi pierdut pe parcursul zilei. Deci așa cum probabil va povesti și Emil până acum, jonglăm și încercăm deja să ne dăm seama cam ce vom face în săptămâna de vârf, în peak week. Pentru mâine mi-am propus, nu neapărat un număr de calorii, cât să încerc să nu mai stric la modul ce am făcut data trecută cu Ben & Jerry și așa mai departe. Am mai realizat o chestie de caloriile alea din curmale, aș fi mâncat 3 înghețate Alpro 360. Adică uneori, dacă iei decizii inteligente, ești mai bine la final, chiar dacă sursele alea sunt procesate, cu ghilimele de rigoare, nu că ar fi ceva în neregulă cu mâncarea procesată. Forma, cred că au văzut și băieții, s-a îmbunătățit, dar teama mea nu e că nu se îmbunătățește, teama mea este ce se întâmplă la final. Eu sunt suficient de bine din toate punctele de vedere, adică nu mă simt burnt out, adică nu trăiesc o foame continuă, nu mi se pare că mă distrug, ba din contră, chiar am ajustat să vă vorbesc un pic pe scurt despre chestia asta. Am avut încărcare și zi de pauză în același timp, pentru că fatigue management, adică încerc să manageriez oboseala, mai ales oboseala locală pe care o resimte și Emil, ni se astupă picioarele. Și trebuie să facem chestia asta și pentru la final, în fine. Și trag acum pentru că la final să-mi dau voie câteva zile să nu fac nimic. După care, imediat după ziua de încărcare, trebuie să profit de încărcare pentru grupele pe care le am slabe, respectiv spate-piept. Și am făcut dimineața spate aici și piept seara la mine la complex. A doua zi am făcut pauză, am făcut cardio-cardio, două. După care am făcut brațe cu un cardio. Seara am mai făcut un cardio. Și astăzi este ziua următoare și am făcut dimineața umeri, trapez și acum seara picioare cu... Sunt descărcat cât de tare se poate, adică nu știu ce s-ar putea face mai mult de atât. Mâine iar încărcare. Cum fac încărcarea asta? Nu țin cont de un număr de zile, nu țin cont de un ciclu de antrenament și așa mai departe, țin cont doar de cântar. Am avut 79,5, cea mai de jos greutate înainte de încărcare și am zis, dacă ating 78,5, mă încarc din nou. Și am atins 78,5, culmea a doua sau a treia zi după încărcare. Respectiv urmează să mă încarc. Următorul target va fi 77,5. Când voi atinge 77,5, indiferent că va fi în 2-3 zile, mă încarc din nou, că va fi într-o săptămână sau 10 zile, irrelevant. Am un target, îl ating, mă încarc. Da, nu știu câte kile mai am de dat jos din forma asta până pe scenă.
Am avut 78,5 cel mai jos, nu știu, 75-76, habar nu am, nu știu ce va face corpul ăsta la final, dar ce știu e că voi trage când voi fi pe scenă și se vor da medaliile, să nu am regrete de genul, mai trebuia să mai fac aia, n-am făcut aia. O să trebuiască peste o săptămână, două, nu știu când încep și când începe și Emil, cu pozare, probabil face de acum, habar n-am. Eu n-am început, pentru că trebuie să-mi placă ce văd. Dacă nu îmi place ce văd, nici n-am cum să stau să pozez în oglindă să fac chestia asta, dar am mai observat ceva. E un skill care la mine e ca mersul pe bicicletă. Chiar dacă nu pozez, pe scenă n-am nicio chestie. Adică anul trecut, acum 2 ani de zile la ultimul concurs, n-am pozat deloc. Acum ce mi-e teamă că sunt niște tranziții la clasic. Arată mai frumos, mai estetic, nu știu să le fac. Nu le-am făcut, dar o să le învăț și pe astea. Sper să se vadă bine când le voi face eu, habar n-am. Dar ce mă interesează cel mai mult este forma. Bun, cred că ăsta a fost episodul pe seara asta. Suntem la 7 săptămâni jumate de primul concurs și 8 jumate de al doilea. Targetul pentru săptămâna viitoare la mine este să mă apropii de 7-7 jumate. La mine targetul ar fi o formă cât mai bună la primul concurs, adică peste 10 zile. Cam asta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, sper că l-ați găsit educativ, instructiv, folositor. Dacă da, nu uitați să dați un subscribe, un like, un comment, un share, activați notificările. Pentru suplimente, echipamente și accesorii de la Gym Beam aveți cod de reducere MARI5 și link-uri în descriere. Transport gratuit la comenzi de peste 150 de lei, costă doar 9 lei. Transportul la comenzi de sub 150 de lei, puteți plăti atât rambursat și cu cardul, iar livrarea se face în 24 de ore. Pentru produsele de îngrijire pe care le folosesc și le recomand, downloadați aplicația Magic Salon. Împreună cu saloanele Magic am reușit să organizăm o selecție de produse cosmetice și de îngrijire vegane și netestate pe animale, care se găsesc în aplicația lor, în secțiunea produse pentru el și ea, sub categoria Marius Recomandă. Profitați și de serviciul unic în România, Magic Oriunde, ce vă oferă toate serviciile de salon la voi acasă. Găsiți detaliile și tarifele în aplicație. Iar din restul de vloguri făcute de mine, YouTube consider că pe acestea două le-ați găsit interesante. Haideți să ne vedem cu bine la episodul următoare. Vă salut! Baftă!